corpul își are resursele proprii, dar se blochează la un moment dat. Dacă eu nu sunt atent, da? Nu sunt atent la mine și nu văd că mă doare, că nu dorm, că sunt mai nervos, că sunt mai obosit în a doua parte a zilei și că nu mai fac față la solicitări, atunci cine să vadă lucrurile astea? Nimeni. Mie îmi place foarte mult, dintre toate câte le fac, oxigenozonoterapia, pe care o practic de ani de zile, o consider ca darul lui Dumnezeu pe pământ. Ai făcut vreodată, Carmen, chestia asta? Vă invit cu drag, este o experiență deosebită. Adică, este o tehnică medicală, este aplicată de medici care au obținut competență și un atestat ca la ecografie, deci o tehnică acreditată în acest moment de către Facultatea de Medicină și Farmacie de toate din București. Și nu numai din București, din toată țara. Este foarte simplă. Ai un generator din care extragi într-o seringă un amestec de oxigen și ozon. Este dovedit științific, s-a luat premiul Nobel pentru asta, că pe măsură ce trece timpul, capacitatea de a transporta oxigenul scade, iar atunci când ai o problemă, eu tot mă duc în zona patologicului, că asta e deformarea profesională, există un deficit de oxigen. Dacă eu am o spondiloză cervicală, deci am niște vertebre care sunt afectate, acolo nu circulă sângele cum trebuie. Dacă muncesc de dimineață până seara și stau afară, de dimineață până seara și bate vântul și e frig și mai știu eu cum, în afară de poluarea extremă, de expunerea asta la mediu, care este din ce în ce mai agresivă și o simțim cu toții, oxigenozonoterapia reprezintă o soluție, pentru că imediat îmi crește aportul de oxigen în celulă. Există mai multe tehnici de administrare. Regina este autohemoterapia majoră, în care extragi puțin sânge într-un circuit închis. E un kit, practic, de terapie și apoi vii și ozonizezi. Ozonul își are și el, deși e doar 5%, este foarte important. Pentru că îmi deschide celula, că așa noi suntem în acest moment, inspirăm, expirăm, dar oxigenul intră doar prin căile respiratorii. Altfel nu pătrunde, nu trece dincolo de bariera de membrana celulară. Ozonul asta face în primul rând. Îmi ajută oxigenul să pătrundă în celulă, deci am o oxigenare imediată, rapidă. Dar asta presupun că este bine să facem la orice vârstă, nu? Adică nu e se doar poate pentru... face preventiv. Sunt protocoale, lucruri susținute de societăți, sunt aproape în toate țările societăți științifice de ozonoterapie, sunt niște protocoale care se aplică, nu inventăm nimic. Pur și simplu respect și niște efecte secundare, are efecte secundare? Contraindicații. Contraindicații, da, are contraindicații. Este deficitul unei enzime care se numește 6-difosfodehidrogenază, ce produce hemoliză, nu este caracteristică țării noastre, boala în sine, ci bazinului mediteranean și nu se face în puseu de hipertensiune. Spunem puseu pentru că dacă îi scazi tensiunea, poți să-i faci. Cam biciuiește un pic organismul. Tuturor pacienților eu le spun să vină să fie mâncați și bine hidratați ca să poți să scoți sângele să curgă, să aibă altă foarte fluiditate. Interesant. Dar rezultatele sunt imediate, pentru că modelul cel mai cunoscut este poliartrita reumatoidă, a fost studiată pentru efectul antiinflamator al acestei tehnici, al ozonoterapiei, dar folosești de la efectul antiinflamator, detoxifiant, până la efectul regenerant. Da? Că discutam de medicina regenerativă și de tot ce înseamnă în acest moment, cum să-mi ajut corpul să mai fie, cum să-mi ajut mecanismele proprii să le susțin, pentru că asta este, există cu trecerea timpului, lucrurile nu mai sunt cum au fost. Odată încetinește sistemul nostru. Totul încetinește. Pe urmă, imunitatea scade din cauza la tot ce se întâmplă în jurul de nostru, jur după care ce mâncăm, că și asta este important, da. Câtă mișcare facem. Toate lucrurile acestea toate, cât apă bei, la... cât dormi. Și atunci și după toate aceste elemente care sunt așa în firescu, normal, cât dorm, cât mănânc, cât apă îmi iau, cât sport fac, pentru că este foarte important să fac mișcare și Carmen, să fac deja, mișcare. Deci, uitați-mă la fața lui Carmen aici. Uitați-mă, nu ești deloc în plus, dar total, de exemplu, pentru negativ. Tenul tău are multe de spus și la fel de multe de arătat.
Reflectă-i calitățile cu noua formulă originală Gerovital Evolution. Super enzima tinereții SOD, cea mai activă enzimă antioxidantă și acid hialuronic ultra filler de ultimă generație, pentru un efect vizibil antirid și un ten ferm, complet reenergizat. Cunoaște-ți aturile! Recunoaște evoluția! Gerovital Evolution.